Asociația Centrul Cultural Mușelan s-a aflat la prima activitate culturală după obținerea tuturor documentelor de înființare. Într-o cafenea din Câmpul Lung, scriitorii mușeleni au participat la lansarea a două cărți recent apărute, semnate de Maria Chirtoacă și Paul Puiu. Rime de catifea se numește cartea de versuri, fiind cea de-a patra scrisă de autorul originar din Stâlpeni, Paul Puiu. Despre versurile cuprinse între copertele cărții a vorbit Maria Chirtoacă. De data aceasta voi prezenta una din cărțile colegului meu, prietenului și consăteanului Puiu Paul, Rime de catifea. Nu este la prima carte, dar întotdeauna scrie cu emoție, întotdeauna scrie cu sensibilitate și aș vrea să încep de la titlu, așa cum este normal. Rime de catifea este o metaforă, bineînțeles, care sugerează sensibilitatea poetului ce a scris această carte, buna sa intenție, gândurile frumoase pe care le prezintă în cartea de care vorbim acum, nostalgie și, de asemenea, am descoperit că este și un poet cu multă credință, pentru că în poeziile sale și nu numai din cartea aceasta, am văzut acea rugăciune frumoasă, Doamne, ajută-mă! Și rugăciunea nu este făcută decât spre binele tuturora. Într-adevăr, sunt un poet liric. Îmi place... Mă încadrez în categoria celor care pun suflet și rimă de așa natură încât poezia să fie reușită. Scriitoarea Maria Chirtoacă nu se dezminte și continuă să scoată an de an noi volume de poezie și proză. Cea mai recentă carte, Liber la bârfe, este o carte în care sunt ironizate defectele umane și conține caricaturi ce poartă semnătura lui Gheorghe Mitroiu. Anul acesta... N-am mai scris poezie lirică. De obicei, eu mă consider o poetă lirică. Dar probabil că timpurile, evenimentele sau dorința de a scrie și altceva m-a determinat să scriu anul acesta 3 cărți de proză și o carte de poezie satirică. Dar... am ales să prezint această carte care se numește Liber la bârfe. Cartea a apărut la editura G-Max, la domnul Baskakov, domnul care se ocupă de editor Baskakov. Și este o carte în care am căutat să satirizez voalat sau uneori pe față, defectele pe care le întâlnim la noi, oamenii în general. Cartea este împărțită în două părți sau structurată în două părți, ca să nu folosesc același cuvânt de două ori. Prima parte se numește Bârfe pe față, deci mă refer direct la ce se întâmplă în jurul nostru și cea de-a doua, Bârfe cu mască, în care am adunat satiră, dar pusă pe seama animalelor. La acest eveniment cultural a fost prezent și directorul Casei de Cultură Tudor Mușatescu, care a ținut să felicite scriitorii pentru activitatea depusă în slujba culturii mușelene. Mă bucur că ați reușit să vă constituiți într-o asociație, într-un ONG, acest Centru Cultural Mușelean, care este constituit, iată, din oameni de cultură ai municipiului Câmpul Lung. Pe majoritatea dintre dumneavoastră vă cunosc, ați participat mereu la activitățile culturale desfășurate în Câmpul Lung Mușcel. Doresc Centrului Cultural Mușcelean succes în activitate, activități cât mai multe și în ceea ce mă privește vreau să avem o colaborare frumoasă, constructivă cu Casa de Cultură Tudor Mușatescu. Următoarea întâlnire a scriitorilor mușceleni va fi în luna august, atunci când va fi lansată Antologia Satirei și Umorului Mușcelan.